4 accidente rutiere în care au fost implicate 18 persoane, dintre care 11 au fost rănite, s-au produs la sfârșitul săptămânii trecute pe drumurile din județul Suceava. Primul accident s-a produs vineri seară pe serpentinele din municipiul Suceava. Un tânăr de 21 de ani a intrat cu mașina pe contrasens într-o curbă și s-a izbit frontal într-un autoturism care circula din sens opus. În cele două mașini se aflau 6 persoane, dintre care 2 au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Un alt accident s-a produs sâmbătă după amiază pe drumul național 17 în apropiere de zidul morții. Șoferul unui autoturism Dacia Logan nu a păstrat distanța de siguranță și s-a izbit într-o camionetă care circula în față. În urma impactului, cei 2 șoferi au fost răniți și au fost transportați la spital. Tot sâmbătă, 3 persoane au fost rănite într-un accident rutier produs la Berchișești. Un autoturism Seat care a virat stânga pentru a intra în curtea locuinței a fost lovit de șoferul unui autoturism Audi, angajat regulamentar în depășire. În urma impactului, autoturismul Audi a lovit 2 pietoni care stăteau de vorbă pe marginea drumului. Șoferul și cei 2 pietoni au fost răniți și au primit îngrijiri medicale. Duminică seară, un șofer băut la volan a provocat un accident în comuna Baia. Tânărul de 29 de ani, aflat la volanul unui autoturism BMW, a intrat pe contrasens și a lovit o camionetă. La etilotest, rezultatul a fost de 0,53 mg alcool pur în aerul expirat pentru șoferul autoturismului. În cele două mașini se aflau 5 persoane, dintre care 2 au fost rănite. Pe de altă parte, Inspectoratul de Poliție Județean Suceava susține că la sfârșitul săptămânii trecute, 60 de echipaje de poliție au acționat pe drumurile din județ pentru a-i depista pe șoferii care depășeau viteza legală sau se aflau sub influența băuturilor alcoolice.